Județul Teleorman a înregistrat la începutul acestei săptămâni doar 6 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Rata infectărilor este de 1,18 la 1000 de locuitori. Încă o veste bună vine de la grupul de comunicare strategică. Niciun pacient nu a fost reconfirmat pozitiv în urma retestării. În orașul Zimnicea, care reușește să țină pandemia sub control, rata incidenței este de 0,57 la 1000 de locuitori. De altfel, la Zimnicea, dintre cele aproape 1900 de persoane vaccinate până acum, mai puțin de 10% sunt locuitorii ai orașului sau ai așezărilor limitrofe. La centrul de vaccinare au fost vaccinate 1896 de persoane, dintre care 1596 cu vaccin Pfizer, 858 prima fază, 738 cu doza a doua, rapelul. 300 de cetățeni au fost vaccinați cu Moderna, doza numărul 1. În ce privește unitățile de învățământ din Teleorman, cele mai multe funcționează în scenariile verde și galben. Dintre cele 335 de unități școlare, 31 se află în scenariul roșu, iar 4 fac cursuri exclusiv online.